Bună dimineața! Ieri n-am putut să gătesc, a fost prea frig afară, bătea și vântul. Și azi este frig. Ia uitați pe aici, o jucăță de gheață. Ăsta micul doarme cu mine. Nu pot să scap de el. Acum l-am scos puțin afară. Uitați peștii, acum hibernează, nu se mai mișcă, nu mai mănâncă. Sunt așa, cumva, nemișcați. Și astăzi... O să fac ceva fără carne, m-am săturat de atâta carne și o să fac o supă, între supă și tocană, o supă pentru gripă și răceală, îi zice. Asta am inventat-o eu. Știți, atunci când ești răcit, te dor toate, te doare capul, te doare în gât, ai mâncat ceva, dar ceva așa, salunece. Cu de toate, să fie și consistent, să fie și fierbinte, așa că o să fac o supă pentru gripă și răceală. I-am pus denumirea. O să folosesc de toate. Morcov, ceapă, ardei în trei culori, cartofi, ouă, smântână de gătit. O să fie o nebunie. O să fac dintr-un ou, doar din gălbenuș, o să fac ceva tăiței. O să fie așa deasă, bogată, gustoasă, să vezi ce culoare o să aibă. Am inventat acum o supă, da, o să o placă la nebunie. Da, poate să are asta în apă acum, pe frigul ăsta, să vezi ce am de tras cu el. Ia. Gata, ne apucăm de treabă. Eu am curățat legumele, o să iasă o supă așa mai deasă. Uitați, am vreo 5 cartofi mai micuți. 2 treimi dintr-un ardei portocaliu, 2 treimi dintr-un ardei roșu, 2 treimi dintr-un ardei verde, 3 morcovi, 4 cepe micuțe. Le-am curățat, le-am spălat, o să le și tăiem, dar prima dată o să fac tăieței. Și o să fac tăieței doar din gălbenuși de ou, să iasă galben, frumoși. De fapt, toată supa o să fie galbenă și frumoasă. Deci o să pun aici gălbenușul, puțină sare, făină, frământăm și cam asta este. Vă arăt. Am făcut și compoziția pentru tăieței. Am pus un gălbenuș de ou și foarte puțin din albuș ca să se lege, să devină elastic. Doar cu gălbenuș devine sfărâmicios. Deci asta este compoziția. O las puțin la căldură, 5 minute, după aceea o întind, o tai, facem tăieței. Nu-mi trebuie mult și fac proaspeți exact cât îmi trebuie astăzi. Cât se odihnește aluatul, acum să tocăm și legumele. Știți că eu nu sunt de acord, dar de data asta chiar trebuie mult, că o trebuie dat prin răzătoare. Că vreau să extrag toată culoarea și tot gustul din el. Am aici o răzătoare, nu e cine știe ce, dar merge. Cam incomod. Așa dau morcovi. 3 morcovi. Morcovul este gata. Aveam și un instrument care să dau acolo pe răzătoare, care să nu-mi pilesc eu unghiile. L-am folosit. Uitați. Acum tăiem ceapa. Nici mare, nici mică. Ia să și prăjește, să și fierbe. Așa, tai toată ceapa. Acum tăiem și ardeiul. Tot ardeiul tăiem așa. Tăiem și cartofii, să avem totul pregătit. Mai mici.
tăiem așa ca pentru cartofi prăjiți și după aia cubulețe. Așa tăiem și cartofii. Legumele toate sunt pregătite, ia uitați ce culori frumoase. Morcovul mărunt, ardei gras, trei culori, ceapă de două feluri, cartof. Mă duc să întind aluatul și pe aia îl tăiem aici împreună, vreau niște tăieței mai subțiri. Așa mai subțire. Acum împăturesc. Și încerc să-i tai cât mai subțiri. Așa că se vede. Uite așa. Subțiri, subțiri, subțiri. Aici ce frumoase sunt. Uite ce frumoși au ieșit. Subțiri, colorați. Ia uite, din jumate de ou, câți tăiței? Sunt mai mult decât suficienți pentru o supă. Îi lăsăm așa acum să se usuce puțin și gata, prindem focul. Am aprins aragazul, oală, puțin ulei de măsline. Morcovul prima dată, îl călim cam 2 minute, vreau să extrag din el toată dulceața și culoarea. Lăsăm așa cam 2 minute. Am pus și ceapa, o călim și pe ea încă 2 minute. Pun și ceva sare acum. Puțin piper. Și puțină boia dulce. Am pus și ardeiul gras, din două în două minute. Călim și puțin ardeiul. Nu știu bine arată. Am pus și cartofii. Călim totul. Ia uite ce face ăla. Acum pun apă. După ce s-au călit toate împreună. Uite. Cam așa. Trebuie o supă mai groasă. Ce bine arată. Între timp mă duc și iau de acolo, am ceva ghivece cu pătrunjel, mă duc să iau ceva pătrunjel. A început să fiarbă. Am pus și două foi de dafin. Și lăsăm așa, cam 20 de minute. Miroase extraordinar. De minute. Au fiert toate împreună. Arată foarte bine. Acum
pun tăieței. Asta o să o îngroașă, v-am zis, o să iasă o supă mai scăzută, așa, între supă și tocană. Uite așa, pune tăieței ăștia faini. Wow, ce bine arată. Super. Ia uite ce frumos sunt. Ăștia nu trebuie să fiarbă mult, 2-3 minute. Între timp facem și un dressing. Repede. La dressing am pus 2 ouă cu gălbenuș, cu albuș complet. Pun și 200 de ml de smântână de gătit. Mai grasă. Eu am luat-o cu 35% grăsime. Supa asta le are pe toate. Pe toate, nu lipsește nimic. Să vedeți cât de gustoasă este. O să-i pun numele supa Piramidon. Mama mia. Asta este dressingul. Hai să ne uităm aici și la supă. Ia uite ce frumos fierbe și cum s-a făcut tăiței. Mama mia. Minunăție. Punem și dressingul. Dă într-un crocodou și opresc focul. Și acum punem pătrunjelul. Și gata, supa noastră pentru răceală. Supă groasă, cu de toate, gustoasă, se mănâncă fierbinte, dar gustul, vă spun, este extraordinar. Imediat pun și în farfurie, pentru că supa asta se mănâncă fierbinte, neapărat, la răceală, fierbinte. Asta este supa mea pentru răceală, supa Piramidon. Eu vă recomand să mâncați și cu puțin ardei iute. Aș recomanda și o țuică, dar mă condamnă lumea, m-a întrebat ceva că beau zilnic, așa că nu mai beau. Hai să și gust. Este deasă, este gustoasă, are tot ce trebuie. Nu doresc la nimeni să răcească, dar se mai întâmplă. Dacă ați răcit o dată și face supa asta, o să mă pomeniți. Este exact ce vă trebuie la o răceală. Deliciu. Și are tot ce trebuie în ea. Acum, dacă v-a plăcut, vă mulțumesc. Vă urez poftă bună. Ținem legătura. Și vă spun la revedere. Și multă sănătate. Fără răceală.